să fie Domnul! Amin! Cu două perechi deschiți aici. Scumpilor, a sosit ziua cea mare. Ziua în care să venim înaintea Domnului cu mulțumire. Dar vreau să vă întreb. Sunteți mulțumiți de ce v-a dat Dumnezeu până aici? Amin! Sunteți? Suntem mulțumiți? Următoarea întrebare care aș vrea să ne gândim bine la ea. Ne-a dat cât am meritat sau mai mult? Că aia sunteți mulțumiți că v-a dat mai mult. Ia să vă fi dat mai puțin. Am auzit în ziua de astăzi așa de minunat cuvântul lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Și atât de simplu. Spunem în tot felul, eu n-am dat să cânt, altul nu, am talentul să predic, fiecare vine cu scuza lui. Și zice, eu nu pot să fac, aș face, eu nu pot să dau, că aș da, eu, fiecare ar face mai mult. Dar cuvântul lui Dumnezeu din Psalmul 50 spune, acel care mi-aduce jertfă ca mulțumire, acela mă proslăvește. Ce vrea Domnul de la noi? Doar să fim mulțumitori. Continuu mai vrem ceva. Și dacă am întrebat ce mai vrei, nu știm nici noi ce vrem. Pentru persoana pe care m-am rugat, tot anul m-a lăsat în pace, o am studiat-o. Și în ultimele zile am zis, Doamne, oare nu vrei nimic? Și vreau să vă spun, vineri m-am întâlnit cu persoana aceea și a zis, vreau ceva. Ce fain că vrei. Eu m-am gândit că vreau să-ți fac. Și gândul meu era, vreau să văd, duminică mai e aici, că mulțumirile noastre și răbdarea noastră e răsplătită doar, știți când? La capăt. La sfârșit. Și dacă cumva vrei să mori astăzi, cereți repede de răsplată. Nu vrei. Dumnezeu este Cel care nu va rămâne dator nimănui. Dumnezeu este Cel care cu mână largă vrea să ne dea. Dar noi trebuie doar atât. Să avem o mulțumire în sufletul nostru. M-am uitat chiar și peste frații din Răscol, în urmă cu mulți ani, n-aveau nici căruță unii. Astăzi, toți care n-au o căruță au mașini. Oare sunt mai mulțumiți? Tot timpul și tot timpul. Ne uităm la noi. Am avut o mașină, ne mai trebuie încă o mașină. Tot timpul ne mai trebuie ceva. Vreau să întreb, îl așteptăm noi pe Domnul sau nu? Da. Sau eu? Da, va veni Domnul, va veni. Unii îl așteaptă pe Domnul pentru o răsplătire. Alții îl așteaptă pe Domnul pentru pedeapsă, să spun așa. Dacă nu ți-ai făcut temere, dacă nu ai făcut ceea ce o zis El, așteaptă-te că vine Domnul și El te va trage la socoteală pentru ce n-ai făcut. Te va trage la socoteală și pentru ce n-ai făcut și ai putut să faci. Mulți dintre noi putem să facem și nu facem. Și spune că El ne va trage la răspundere și lucrurile pe care am putut să le facem și nu le-am făcut. Îngrijorarea noastră e că vine Domnul să ne răsplătească sau e îngrijorarea că vine Domnul să ne pedepsească? Care e îngrijorarea noastră? Cred că nu ne îngrijorăm că ne răsplătește. Dar vreau să spun un lucru. Îl așteptăm pe tata să vină. Și fiecare îl așteptăm în felul lui. Eu de multe ori îmi aduc aminte când tata și mama plecau și ei la stațiune sau plecau undeva de acasă o zi, două, pentru că vremurile alea dacă pleca până la cogirii trebuie o zi și o noapte și două zile să vină înapoi și să făceau vreo trei zile. Și dacă când pleca, am rămas trei frați acasă și v-a
Vasile aici și Mitică și Nelu aici, dar el a plecat mai devreme de acasă și n-a participat la slujbele pe lângă casă. Când pleca tata de acasă, fiecăruia ne trasa niște lucruri. Știu că Vasile era cu animalele, Mitică era să ne facă de mâncare, eu trebuia să fac, avem în cur, nu să fac mizerie, să fac să fac ordine în curte. Dar nici toată curtea, nu mi-o dacă eu era mai mic. Și îmi desena în curte până unde trebuie ca să întrăja o linie. Până aici, tu faci curat. Mi-era ușor, făceam curat și îi așteptam să vină și chiar îi întrebam ce mi-ați adus. Și îl vedeam pe Mitică, chiar dacă acum comentează, că el în ultima vreme își regla lucrurile, să le facă pe toate și era îngrijorat un pic, că vine tata și la el nu-i aduce bomboane sau turche ce erau atunci. Că știa că aduce pediapsă, pentru că n-a făcut toate teme. Scumpilor, tot asta e și azi. Vasile, atunci ți l-ai făcut, nu? Nelu, afli, oricum, am deși tu niște detalii din casă, niște secrete, dar fiecare avem sectorul nostru, fiecare după puterea noastră ni s-a dat și ni s-a încuvințat unele lucruri. Tot așa și Dumnezeu, după capacitatea noastră, după puterea noastră, după mărimea noastră, Dumnezeu ne-a încredințat niște lucruri mai mari, mai mici, pentru Vasile erau tot mici și lucrurile mari, ei mi se păreau. Dar vreau să spun un lucru, eu mic, eram gelos că lui dătea lucruri mari de făcut, dar eu nu eram în stare să le duc. Tot așa și în ziua de astăzi, poate suntem geloși pe unii care Dumnezeu le-a credințat lucruri mari. Dumnezeu știe de ce a făcut așa. El știe, așa cum a spus și fratele, un păr nu ne cade din cap fără știrea lui, fără știrea lui. Dar El face lucrurile cum e mai bine, că El e Dumnezeu. El știe ce e de făcut. Și ne încredințează lucruri după puterea și la capacitatea minții noastre. Întrebarea e, le rezolvăm noi lucrurile la care ne-a chemat Dumnezeu sau avem o gelozie noi, de ce mie nu mi-o dat mai multe lucru, de ce mie nu mi-o dat aia și aia ca să ne mândrim. Lucru la toți Dumnezeu ne-a dat. Nu-l facem nici cât ni l-a dat, nici la puterea la care ni-a dat, nici cerința pe care Dumnezeu are față de noi, noi nu o ducem la îndeplinire. De aceea, mi se pare că stăm cu stres. Vine Domnul, vine tata acasă. Ibai. Pentru că nu ne-am făcut lucrurile. Aș vrea în ziua de astăzi, Dumnezeu să ne facă conștienți, să facem mai mult. Și să cere din partea lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi putere să fac mai mult. Domnul să fie proslăvit. De aceea nu vreau, de timpul meu mi s-a expirat. Am și depășit. Dar aș vrea ca să intrăm în lucrarea pe care cred că cu bucurie o am așteptat-o fiecare, să vedem cine s-a rugat pentru noi. Și eu sunt tare curios, cine s-a rugat pentru mine, că mi-a mers așa de bine. Dar vreau din toată inima să știm că Dumnezeu este cu noi. Vrem să știm cu toții că Dumnezeu nu ne lasă. Chiar dacă cercul acesta de rugăciune am încercat să-l facem, la început de an, prin bilețelele pe care le-am scris, 56 de bilețele, 56 de persoane și fiecare ne-am ales un bilețel și ne rugăm pentru persoana aceea aproape de un an. Și o urmărim și vrem ca Dumnezeu să ne răsplătească fiecărui parte. Domnul să fie lăudat. Am făcut lucrarea aceasta ca să ne unim. Am făcut lucrarea aceasta ca să fim mai uniți în rugăciune, mai în control, mai să ne mai organizați, să spun așa, și fiecare să ne urmărim și să vedem nevoile fiecăruia. Dumnezeu să fie lăudat în tot. Dumnezeu în parcursul, noi avem 25 de ani de când am deschis lucrarea aceasta aici, dar cercul de rugăciune cred că s-a deschis cu mulți ani în urmă. Chiar m-am uitat în caietul acesta, avem mulți ani, dar s-a închis, mai avem un alt. O să mă orientez să vedem cam câți ani avem de când facem lucrul acesta. Pe parcursul anilor? 17 ani. Da. Avem un semn care l-am pus când am început
cercul acesta de rugăciune și semnul nostru e sara aici. Sara, nu o să uităm de semnul mare. Haideți să-l punem pe Domnul la, cum se spune, să-l punem pe Domnul la încercare. Și Dumnezeu este Cel care ne va ajuta, ne va răspunde rugăciunilor noastre. Chiar dacă nu știm să avem un vocabular, să zic, ales, Dumnezeu nu vrea vocabular ales. Dumnezeu vrea o inimă aleasă. O inimă pentru Dumnezeu, o inimă care, din plăcere pentru lucrarea lui Dumnezeu, este gata să slujească. Domnul să dea har și multă, multă bucurie. Fratele Enil spunea că e ultima zi în care ne rugăm în sensul acesta pentru cercul acesta. Cercul acesta se va desfința, dar vom continua să ne rugăm unii pentru alții și Dumnezeu să fie lăudat. Cu ajutorul Domnului vom face din nou un alt cer și vom avea din nou persoane pentru care să ne rugăm și să știm că cineva